Dosarul în care Dan Diaconescu este suspectat de săvârșirea unor fapte ilegale a fost înregistrat la mijlocul lunii trecute, la momentul respectiv. Gemenele care în momentul în care l-ar fi întâlnit pe Diaconescu aveau puțin peste 15 ani au reclamat polițiștilor că ar fi fost victimele unei tentative de tâlhărie, în sensul în care mai mulți indivizi au încercat să le jefuiască. Când au stat de vorbă cu polițiștii în urmă cu o lună, fetele au dezvăluit și faptul că printre clienții lor, în urmă cu aproape 3 ani, s-a aflat și Dan Diaconescu. Gemenele care se ocupă cu cea mai veche meserie din lume ar fi arătat polițiștilor filmulețul de ochiat în care apărea fostul om de televiziune. Unele surse spun despre faptul că cele două au încercat să-l șantajeze pe Dan Diaconescu, motiv pentru care acesta ar fi încercat să-și facă singur dreptate. Ca urmare, ar fi angajat mai mulți indivizi care urmau să le jefuiască pe fete și să pună mâna pe înregistrarea compromițătoare în anii 2020-2021. Acesta a întreținut, contra cost, relații sexuale cu o minoră, cunoscând vârsta acesteia, 15 ani și 4 luni, la acea vreme în București și în Constanța. Ulterior, a făcut același lucru cu sora geamănă a minorei, tot în București și Constanța, tot în acea perioadă. A încercat să găsească o minoră virgină, căreia să-i cumpere virginitatea. A fost păcălit de una dintre minore că a găsit o prietenă virgină, a fost filmat și ulterior șantajat să ofere bani. În caz contrar, imaginile urmau a fi publicate, au spus sursele știri pe surse. Potrivit România TV, Dan Diaconescu pare să fi fost o victimă colaterală în dosarul în care este acuzat de sex cu minori. Asta pentru că faptele lui ar fi putut rămâne un secret mult și bine dacă poliția nu ar fi arestat un bărbat acuzat de trafic de droguri, care l-a turnat pe Diaconescu, cel mai probabil în baza unei înțelegeri cu oamenii legii. Traficantul de droguri e unchiul celor două gemene cu care Diaconescu a făcut sex. Este vorba de cele două minore pe care Diaconescu le-ar fi agățat la hotelul omului de afaceri Mohamed Murad. Procurorii au atacat cu contestație hotărârea judecătorului de drepturi și libertăți și cer arestarea preventivă, iar avocatul lui Dan Diaconescu a contestat măsura arestului la domiciliu. Diaconescu este acuzat de act sexual cu minori în formă continuată și, mai mult decât atât, în cazul său, pedepsele ar putea fi majorate, având în vedere că mai are și alte antecedente penale. El a fost acuzat pentru șantaj în 2015, a fost condamnat și a petrecut în închisoare 3 ani de zile. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.